Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi am văzut până acum ce reacții au avut ucenicii față de ceea ce le comunica Domnul Isus cu privire la patimile, moartea și învierea lui. Erau lucruri pe care ei nu le puteau deloc asocia cu imaginea pe care ei o aveau despre Mesia. Nu găseau locul în care să placeze asemenea evenimente în viața celui pe care ei îl vedeau, un războinic, ce îi va elibera de jugul roman și va aduce Israelul cel puțin la gloria și prosperitatea avută pe timpul lui David. Problema era că ucenicii, asemenea multora din zilele noastre, nu aveau o hartă corectă a valorilor. Ei nu reușeau să înțeleagă cât de important era sufletul și ce însemnătate are viața spirituală în raport cu cea biologică. Lucrurile care par esențiale pentru cei mai mulți dintre semenii noștri nu sunt la fel de importante pentru Dumnezeu. Eliberarea politică, bunăstarea economică, succes național sau internațional nu sunt decât elemente secundare atunci când ne gândim la locul pe care îl ocupă sufletul nostru. Acesta este motivul pentru care Domnul Isus le repete mereu ceea ce se va întâmpla cu ei. Înțelegerea de plină însă o vor avea atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va veni peste ei în ziua cinzecimii. Dragii mei, Duhul Sfânt este acela care ne ajută să înțelegem lucrurile importante din viața noastră. Să nu ezităm niciodată în a ruga să ne deslușească lucrările minunate ale lui Dumnezeu, lucrări care țin de viața adevărată. Continuăm călătoria împreună cu Domnul Isus către cruce. Din cezarea lui Filip, el a venit în Galileea și se stabilește la Capernaum, unde continuă să petreacă timp cu ucenicii. Acest timp este foarte important pentru formarea lor. După ce Domnul Isus va fi crucificat și apoi va învia și se va urca la cer, Ucenicii vor fi cei care vor continua misiunea lui. Ei vor fi aceia care vor contribui la formarea bisericii și vor propovădui în continuare împărăția cerurilor. Suntem acum la capitolul 18 din Evanghelia după Matei și acest capitol conține câteva lecții importante atât pentru ucenici cât și pentru noi. O primă lecție pe care ucenicii o primesc este cea cu privire la starea adecvată intrării în împărăția cerurilor. Totul pornește de la întrebarea lor legată de pozițiile pe care le vor ocupa în cadrul împărăției. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Oare de unde venea această preocupare a ucenicilor pentru locurile pe care o să le ocupe în cadrul împărăției? Este foarte adevărat că, în lumea orientală, ierarhiile sunt foarte bine stabilite și regulile respectate cu strictețe. De exemplu, în comunitatea de la Qumran, acea sectă iudaică, în fiecare an se făcea o reevaluare a poziției fiecărui membru al comunității și rangurile se redistribuiau. În funcție de acestea, membrii sectei aveau dreptul de a lua cuvântul în adunările lor. Deci, nu era neobișnuit să se pună asemenea întrebări. Dar mai era acolo și o anumită dorință interioară, o dorință comună nouă oamenilor. Este vorba despre dorința de a domina sau dorința de a fi luați în seamă, respectați de cei din jur. Oricare ar fi fost motivul pentru întrebarea lor, Domnul Isus le oferă o lecție. Isus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va zmeri că acest copilaj va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Denotat este faptul că, imediat ce îl cheamă pe copil, acesta vine în brațele Domnului. Oare nu este un exemplu? În Evanghelia după Marcu, episodul este relatat puțin mai în detaliu, iar Domnul le spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Dar nu numai acesta este exemplu pe care îl dă Domnul prin copilași. El îl ia pe copilași și îl așează în mijlocul lor. Le spune că cei care vor să intre în împărăția cerurilor trebuie să se facă asemenea copilașilor. Acum, mulți au interpretat greșit cuvintele Domnului Isus și au înțeles că trebuie să te întorci în copilăria ta și să te porți asemenea unui copil, deoarece numai acesta este modul în care poți fi acceptat de Dumnezeu. Cred că este o neînțelegere. Domnul nu vorbește despre reversie, ci despre conversie. Domnul nu vorbește despre întoarcerea la copilărie, ci despre o nouă viață. Mai mult, Domnul redirecționează atenția ucenicilor de la locul pe care cineva îl va ocupa în cadrul împărăției la modul în care se intră în împărăția cerurilor. Pentru a intra în împărăție este nevoie de o nouă viață, de o nouă naștere. Nimeni nu poate intra în ea dacă nu trece prin experiența nașterii din nou, Așa cum o să vedem la momentul respectiv, în Evanghelia după Ioan este redată discuția pe care Domnul Isus o are cu unul din învățătorii lui Israel. În această discuție, Domnul Isus oferă detalii cu privire la această experiență a nașterii din nou. Ascultați ce spune Domnul. Isus i-a zis, Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Isus i-a răspuns, Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Deci, aceasta era problema care trebuia să îi preocupe pe ucenici și este ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi. Modul în care putem ajunge în împărăția cerurilor, ori, spune Domnul Isus, numai prin nașterea din nou ajungem acolo. Iar nașterea din nou, încă o dată, nu înseamnă reversie, ci conversie. Nu înseamnă că trebuie să revenim la stadiul la care am fost, ci să ne lăsăm transformați de Duhul Sfânt în conformitate cu caracteristicile necesare în noi noastre cetățenii. Vorbind despre spiritualitate, fiind de asemenea unui copil, nu înseamnă decât începutul. Apoi trebuie să creștem, să ne maturizăm în cele spirituale. Rămânerea la stadiul de copil este chiar o problemă. Ascultați mai ce spune Apostolul Pavel în cuvintele adresate efesenilor. Să nu mai fim copii plutind încolo și în încoace, purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Din păcate, sunt mulți care nu recunosc imaturitatea spirituală, sunt mulți care nu știu ce înseamnă să crești din punct de vedere spiritual. Tot în epistola adresată Efesenilor, cu care se pare Pavel a avut mai mult de lucru în acest domeniu al creșterii spirituale, el scrie Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Aceasta înseamnă maturizare. Așa cum un copil crește și preia de la părinții lui multe din obiceiurile și atitudinile care îi caracterizează, la fel trebuie să fie și cu copilul spiritual. Numai că el nu trebuie să ia de la vecini sau de la alții, ci direct de la tatăl lui, în cazul nostru, de la Dumnezeu. În acel pasaj de la capitolul 5 al epistolei scrise de Pavel Efesenilor, veți găsi o listă cu ceea ce trebuie să caracterizeze umblarea noastră și creșterea într-o asemănare a lui Dumnezeu. Pentru că acesta este ceea ce spune Pavel de fapt. Pilda lui Dumnezeu sau modelul lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să urmăm. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, prin acțiunile lui, prin creație, prin cuvântul lui, nu face altceva decât să ne propună un model pe care îl prezinte ca noi să-l urmăm. Deci, dragii mei, aceasta înseamnă maturizare, trăirea după modelul lui Dumnezeu. Nu este ușor. Nu este ceva ce vine natural în viețile noastre dar este o mare onoare. De fapt, nu este altceva decât renodarea mandatului încredințat primei perechi de oameni. Vă duceți aminte că, la creație, omul a fost înzestrat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi, primește mandatul de a popula pământul sau să ducă acest chip și asemănarea lui Dumnezeu pe întregul pământ. Păcatul a întrerupt acest mandat. Omul a alterat ceea ce Dumnezeu investise în el. Domnul Isus, prin jertfa sa, a venit să ne reabiliteze. De acum, El ne-a făcut o nouă creatură. Este ceea ce spune Scriptura. Toate lucrurile s-au făcut noi. Mandatul a rămas și el același. Trăind după modelul lui Dumnezeu, noi nu facem decât să ducem pe Dumnezeu în această lume. Purtăm în acest fel chipul lui, voia lui, caracterul lui. Ori, dragii mei, aceasta este o mare, mare onoare. Nu cred că suntem în stare să înțelegem adevărata semnificație acestei misiuni. Condiția noastră umană, săracă și limitată, nu poate concepe o asemenea investire. Dar este planul lui Dumnezeu, hotărârea lui. Dragii mei, iată unde am ajuns de la, în niciun caz, simplul fapt că trebuie să fim asemenea unui copilaș pentru a intra în împărăția cerurilor. Iar în ceea ce privește ierarhia, ce roz mai are ea când, oricum, Dumnezeu ne face o onoare atât de mare ca cea despre care am vorbit? Poate de aceea nici Domnul Isus nu vorbește despre această problemă mai mult. Dar acum se schimbă planul discuției. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Iată ce importanță au copiii în ochii Domnului. Nu-i folosește numai ca exemplu, ci face și recomandări în ceea ce îi privește. Din ceea ce spune Mântuitorul, cred că trebuie să înțelegem responsabilitatea pe care noi, adulții, o avem față de copii. Este responsabilitatea noastră ca ei să nu fie ispitiți, să cadă în păcat. Cred că nimeni nu poate contesta că gradul de decădere al acestei lumi este și o consecință a faptului că unii dintre noi nu înțeleg responsabilitățile pe care le au pentru generațiile viitoare. Dragii mei, nu vorbesc aici despre moștenirea economică pe care trebuie să o lăsăm urmașilor noștri, deși se pare că este tot ce ne preocupă. Domnul Isus se referă la ceea ce facem pe plan spiritual, care este moștenirea spirituală pe care o lăsăm urmașilor noștri? Generațiile care ne succed sunt produsul vieților noastre. Dacă noi determinăm ca ei să trăiască în păcate, și mai mari decât ale noastre, este vai de noi. Acestea sunt exact cuvintele Domnului Isus. Copiii sunt importanți în ochii lui Dumnezeu și trebuie să fie și în ai noștri. Se spune că un pastor scoțian, la un moment dat, Deși nu avea ani necesari, a cerut pensionare. El a fost întrebat care sunt motivele pentru acea cerere. Fiind un om foarte conștiincios, el a spus că în ultimul an nu a reușit să apropie de Dumnezeu decât o singură persoană, și aceea era doar un copilaj. Ceea ce nu a știut acel pastor atunci era că acel copilaj, pe nume Bobby Muffet, a fost cel care peste ani a devenit misionarul care a deschis inima Africii pentru Dumnezeu. Dragii mei, o lume mai bună nu poate fi decât dacă prin viața noastră inspirăm pe cei de după noi să-L caute pe Dumnezeu. Domnul Isus continuă cu această accentuare a responsabilității noastre, folosind cuvinte ce exprimă radicalitatea acesteia. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fie aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul genei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Deci, atenți la copii! Dacă ni se pare că nu avem speranțe, dacă ni se pare că nu mai putem schimba nimic, atunci Domnul Isus are o veste bună, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. El a venit tocmai pentru a aduce vindecare, pentru a recupera ce este pierdut, pentru a reabilita. Acesta este motivul venirii Domnului. Ascultați acum ilustranța pe care o folosește Domnul Isus. Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, care mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Observați de ce se bucură stăpânul? Pentru fiecare oaie regăsită. Dragi prieteni, sunt nenumărate oi pierdute pe care Domnul le caută. El se bucură de fiecare pe care o găsește. Îi dă mântuire, îi dă o nouă viață, un nou mandat, care o onorează. Dar Domnul Iisus nu vorbește numai în pilde sau în termeni generali. El trece acum la câteva sfaturi practice legate de modul în care trebuie rezolvate problemele care apar într-un mod matur, responsabil, astfel încât să folosească tuturor părților. Vreau să ținem minte că este vorba despre același context al maturizării. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să ascultă de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Cât de trist este că biserica de astăzi a uitat să aplice aceste învățături. Observați profunzimea acestor cuvinte simple. Lucrurile sunt mult schimbate în societatea noastră și biserica copiază de foarte multe ori obiceiurile societății. Spre deosebire de practica obișnuită, Domnul Iisus spune că dacă cineva greșește împotriva noastră, nu trebuie să așteptăm ca el să facă primul pas pentru conciliere. Noi trebuie să luăm inițiativa rezolvării conflictului. Dar, din nou, diferit de modul nostru de acțiune, începutul nu trebuie să fie cu cunoștințele noastre sau ale celui în cauze, ci chiar cu persoana care a greșit. Adesea noi discutăm cu prietenii, cu cunoștința ale celui ce ne-a jignit sau ofensat, pentru că într-un fel sau altul să ajungă vestea și la cel în cauză. Sperăm că în acest fel el să vină să ne ceară iertare, iar noi să anunțăm public apoi că orgoliul nostru a fost satisfăcut. Îmi aduc aminte de o situație în care cineva a fost jignit de o altă persoană. Mai întâi s-a plâns pe la toate cunoștințele comune. Când în cele din urmă vestea a ajuns și la cel care adusese ofensa, acesta a venit să discute. El nici măcar nu-și dăduse seama de faptul că ceea ce făcuse o rănise pe acea persoană. Numai că atunci când persoana ofensată a fost întrebată dacă a fost deranjată, i-a spus nu. Voia să pară de fapt o persoană drăguță, amabilă, care nu are resentimente. În cele din urmă, conflictul a rămas nerezolvat. A trecut mult timp în care amărăciunea a crescut în sufletul amândurora. Au ajuns la dispute deschise și au atras și alte persoane în acest scandal. Mai mult, biserica chiar a fost răvășită de tensiunea dintre ei. Au fost momente grele, dificile, până când în cele din urmă au fost luate măsuri împotriva lor. Abia după o vreme au ajuns să recunoască fiecare greșelile pe care le-au făcut și să treacă la repararea lor. Ar fi fost atât de bine dacă de la bun început ar fi procedat așa cum ne învață Mântuitorul. Este foarte important să procedăm așa cum ne învață el. Este important, atunci când ne simțim ofensați, să mergem la persoana care ne-a rănit și să rezolvăm totul între noi. Scutim în felul acesta resentimente și amărăciuni care s-ar putea cuibări în interiorul nostru și distruge, pe interior, la fel ca o carie. Atunci când rezolvăm aceste conflicte, cerul este cel care se bucură, pentru că principiile împărăției sunt trăite. La fel, este foarte important să acordăm iertare. Este o legătură pe care o facem pe pământ și are consecințe în cerul. Știu că lucrul acesta este o problemă. A fost și pentru Petru. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Pentru a-l ajuta, Domnul Isus spune o pildă. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut ovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?" și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Dragii mei, dacă ne este greu să iertăm, Domnul Isus ne aduce aminte că și noi suntem iertați de datorii mult mai mari. Înainte de aceasta ne spune că dacă ne învoim să cerem ceva lui Dumnezeu, El ne ascultă. Avem nevoie de iertare și cei de lângă noi au nevoie de iertare. Încheierea ne convinge. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Avem nevoie de vreun alt imbold? se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.